Lucrările ce au loc acum în defileul Jiului, partera rutieră care urmează să fie reparată, mai ales pe teritoriul județului Hunedoara, nu închid deocamdată traficul. Potrivit drumarilor, dacă se va impune o restricție, constructorul o va cere, dar doar atunci când se va turna covorul de uzură. Ion Tudor, șeful districtului de drum, spune că deocamdată traficul este dirijat cu piloți care ghidează mașinile, acolo unde se execută lucrările. Constructorul poate să solicite în continuare restricții de circulație, mă refer la închiderea defileului, în momentul în care se va turna statul de asfalt, pe porția respectivă știm că drumul este îngust, dacă se va închide, vor circula în continuare cursele interregio, transporturi de persoane, grupurile organizat atunci când vor trece orele la care trec cursele interregio, vor trece și autocarele cu excursii organizate, rămânând doar cetățenii cu turisme care se deplasează dintr-o zonă în alta să aștepte pe perioada de închidere. Pe teritoriul județului învecinat mai sunt lucrări în zona mănăstirii Lainici, însă drumarii nu le vor finaliza anul acesta. Asta pentru că acolo se mută o parcare și un pod va fi reconstruit. Acum însă se lucrează la zonele lăturalnice șoselei. Vom lucra masiv la Rigole, la șanțurile de scurgere apelor în câteva puncte, dar și montarea parapetului de sprijin. Până în iarnă va fi gata, cu excepția zonei parcarea de la Lainici și podul din zona mănăstirii. Lucrările din defileul Jiului sunt executate de firma spaniolă Copisa, iar proiectul are o valoare de 185 de milioane de lei. Drumul trebuia finalizat până în luna decembrie anului trecut, însă drumarii avansează acum ca termen final de execuție a lucrărilor, sfârșitul anului 2017. Acestea se vor relua însă anul viitor în zona Lainici. Două dintre cimitirele din Vulcan, în care sunt înmormântați eroi căzuți în luptele ce au avut loc în Valea Jiului, vor avea catarge pe care să se înalțe tricolorul. Decizia aparține Consiliului Local din Vulcan și primarului Gheorghe Ile, care spune că le va monta acum, pentru ca acolo să înalțe drapelul de fiecare dată cu prilejul sărbătorii de înălțare. În acest an vom monta catarg pentru drapel, care va rămâne permanent în zona respectivă. După ce va fi ridicat drapelul pe catarg, la amândouă cimitire, după cum și dumneavoastră, în fiecare an de ziua înălțării Domnului este și ziua eroilor neamului. La Vulcan, la cimitirul Coroiești, în cimitirul eroilor, vor avea loc ceremoniile începând cu ora 12, după ce se va termina slujba la biserică, vom avea fanfara, va fi primirea delegațiilor, desigur vom avea invitați elevi, se va ridica drapelul României pe catarg, după care ne vom muta la osoarul de la Paroșeni în jurul orei 13:30, și acolo vom avea o ceremonie tot în acest gen. Ceremoniile religioase și militare au loc imediat după ce vor fi săvârșite în biserici slujbele religioase de înălțare. În fiecare an, la 40 de zile de Sfânta Înviere, Biserica Ortodoxă sărbătorește praznicul înălțării Domnului nostru Iisus Hristos, sărbătoare care este și ziua dedicată pomenirii eroilor neamului. Stația CFR de la Petroșani, care a făcut și obiectul unui proces intentat regionalei CFR Timișoara, a intrat în reparații. De o săptămână se lucrează la infrastructură, iar lucrările sunt executate de regionala de la Timiș. În fapt, la acest moment se reconstruiește terasamentul peronului, care era extrem de degradat. Lucrările de reparații au început în zona fostei mesagerii și vor fi executate până în capătul de după sala de bilete. În cadrul lucrărilor de reparații și reconstrucție se are în vedere inclusiv refacerea clădirilor din stația CFR, care sunt extrem de degradate și au fost acoperite pentru a nu crea probleme trecătorilor de ani de zile. Este prima lucrare de amploare după ce regionala CFR Timișoara a fost acționată în instanță de un fost consilier local, ce a cerut reparații urgente la această poartă de intrare în Valea Jiului. Stația CFR Petroșani a fost dată în folosință în urmă cu 146 de ani. Anul trecut, Compania Națională de Căi Ferate, CFR SA, a anunțat că a alocat în total 13,4 milioane
milioane de lei din surse proprii și de la bugetul de stat pentru demararea unor lucrări de la componentele infrastructurii feroviare de pe raza regională CF Timișoara, din care 2,5 ar fi estimate cele din Petroșani. Începe examenul de bacalaureat și din această săptămână absolvenții de liceu sunt așteptați să-și depună cererile de înscriere în vederea susținerii examenului de bacalaureat. Prima etapă de înscriere are loc în perioada 22-26 mai. La prima sesiune a examenului de bacalaureat pot participa absolvenții seriei curente, dar și absolvenții din seriile anterioare, care nu au promovat examenul maturității. Prima probă din cadrul examenului de bacalaureat începe în data de 8 iunie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. În intervalul 8-9 iunie, candidații vor susține evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, proba B, iar în perioada 9-13 iunie va avea loc evaluarea competențelor digitale, proba D. În perioada 14-16 iunie, absolvenții de liceu vor susține evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, proba C. Prima probă scrisă va avea loc în data de 26 iunie, cu limba și literatura română. În 27 iunie are loc proba scrisă la limba și literatura maternă, iar în 28 iunie candidații vor susține examenul la proba obligatorie a profilului. Pe data de 30 iunie are loc proba la alegerea profilului și specializării. Rezultatele preliminare vor fi afișate în data de 5 iulie. În aceea zi se pot depune și contestațiile, iar rezultatele finale vor fi afișate pe data de 10 iulie.